3 ani în care creșterea economică a fost extrem de mare, pentru că ne-am aflat de fiecare dată pe primele 3 locuri raportat la celelalte țări din Uniunea Europeană. Să nu uităm că am reușit să dublăm valoarea investițiilor în România. Vă pot da exemplu atât investiții străine, dar mai ales investiții guvernamentale, pentru că acest program național PNDL a adus foarte multe lucruri bune, putem spune chiar bunăstare în comunitățile locale. Dacă mergem în județul Sibiu, în fiecare localitate, putem să găsim minim 3-4 proiecte, și aici referim de la asfalt de străzi, canalizare, renovări de școli, grădinițe. Deci a reușit lucruri extraordinare pentru România. Și la Sibiu scorul? La prezidențiale? Bineînțeles că la Sibiu este un pic mai greu, pentru că am avut 2 candidați din Sibiu. Așteptăm să facem numărătoarea paralelă, nu ne culcăm pe ureche, suntem extrem de atenți la tot ce s-a întâmplat în județ. Avem echipe care monitorizează situația în fiecare localitate, în fiecare secție de vot. Până dimineața să avem numărătoarea în paralel și toate buletinele și toate procesele verbale în original se află la noi, astfel încât să nu mai existe suspiciuni de fraudă, cum a fost la europarlamentare, când, să nu uităm, am avut foarte mulți oameni pe liste suplimentare, nu ne-am mobilizat nici noi la nivel național să facem numărătoarea paralelă în timp util și acest lucru ne-a costat. La Sibiu. Suplimentarele depășesc 10% din... Da, dar nu e acel, hai să spun, dute vino care s-a întâmplat la europarlamentare. Uitam că am avut la nivel de țară aproape 1,5 milioane de voturi pe listă suplimentare. Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. În județ? Tot spuneau că a funcționat foarte bine turismul electoral. Eu fiind ministru al turismului, atunci chiar făceam o glumă cu colegii mei în CEX și spuneam, doamne, a mers foarte bine, dacă am avut 1,5 milioane într-o zi, ar trebui să facem alegeri măcar o dată pe săptămână, pentru că am fi țara cu cel mai bogat turism. Bineînțeles că au fost lucruri care nu au fost în regulă atunci, ne-am mobilizat acum ca să nu le mai dăm posibilitatea unora să spunem noi, să folosească metode neortodoxe. Revin cu întrebarea. Pe județul Sibiu sperați să aveți locul 2? Noi întotdeauna sperăm să avem locul 1, ne batem la locul 1, dar am spus, este greu, așteptăm numărătoarea paralelă și în curând o să aflăm cu siguranță în turul 2 să ne batem din nou și cu siguranță o să muncim mult mai mult. Sperăm, de ce nu, la locul 1, pentru că avem un candidat mult mai bun decât candidatul PNL-ului, care l-am văzut și acum în declarațiile lui, marja iarăși pe un discurs radical de distrugerea PSD-ului. Putem să facem o paralelă între România și Germania, pentru că candidatul PNL-ului este de linie SAS, Germania. Dacă s-ar întâmpla așa ceva în Germania, candidatul drept,